Bitches. Hey, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Cariera cu Hagi. Aici avem un match foarte, foarte interesant. Este pentru calificarea la Euro, deci suntem în calificări. Este match de match național a României împotriva unei echipe care este în top 5 echipe naționale preferate ale mele, desigur este Italia. Ia-l-ai, direct confruntarea șefilor. Stați un pic înainte de a începe confruntarea șefilor, zis așa. Hai să-mi bag piciorul, cred că nu pot să-mi editez kitul la România sau... Na, e un bug posibil, și mi-arată tot în kitul ăla. Na, whatever. Nu contează kitul, nu contează numărul, hai să trecem la treabă. Ca noroc că în joc încă avem kitul acesta frumos, editat de echipa RNGP. Adidas și nu Joma. Doamne, mulțumim! Și hai să trecem mai departe în acest match mare, mare, mare. Silviu Lung în poartă, Gardoș, Grigore, Mățel, Radu. Bă, ce dracu e cu echipa asta? What the fuck, Alexe, Nache, Maxim și desigur acolo Hagi. Dar nu știu, Borceanu și cine e dracu ăla de 74, că nu-l văd. Da, mă rog, o să fie interesant. Pui mei, zici că e... Zici că la națională încă e ăsta, Pițurcă, în puii mei, la cum a făcut echipa asta, poate e acolo Cocis, mai știu eu ce minuni de aștia, nu vedem un Bălașa pe acolo, pe rezervă, cea minuni, holy shit, oricum nici nu știu de ce trag atâta de timp, hai să trecem la treabă și să vedem ce va fi în acest match. Ok, hai să vedem, ololo, jucăm la noi acasă, Național Arena, așa puțin, așa un imn al României, ceva. Hai de cap, mă, ce față o băgala ăla. Holy moly. Ia-le, bă, pe că ăla cred că e Gardoș. Na, oricum, revenim la match. Ia ce frumos, stadionul este full. Este plin aici. Un match de tot. Cum să zic eu, bă, n-ai cum să ratezi match-ul acesta. Adică România-Italia, nebunie. Mai ales așa de calificare, cu jucătorii ăia de top al Italiei. Nebunie totală. Totală. Ia să vedem aici direct, dăm în bară noi din start, dar oricum, ia revenim aici la meci. Hai să-l vedem pe Borceanu, bravo acolo, lolo, Bonaventura a ieșit în cale, holy shit. Hai băieți, hai băieți, trebuie să ne calificăm la Euro. Asta să fie o chestie foarte faină în carieră cu Hagi, care ea era să și uite de chestiile astea. Na, din păcate ești doar cu un jucător aici, cum e Bio Pro, dar... Avem șansa de calificare la Euro. Pam, pam. Și asta contează enorm de mult. Ia să vedem. Acolo ai fix însă șut. Yo, ce reflexe a avut acolo Sirigu. Yo. Ăla e, bă. În sfârșit îmi place jocul ăsta că l-a ales pe Sirigu acolo în poartă în locul lui Buffon. Buffon este clar o legendă. O legendă spus așa cu semne exclamării a Italiei, mai ales în poartă. Doar că deja a ajuns și săracul de Buffon la o vârstă, nu mai are, cum zic, tendința aia rapidă, bă, deci, a ajuns și tu la un 30 de ani, 40 de ani, e la 30 de ani oricum, portare încă rezistă, dar crește, hai mă, că Buffon e mai bătrân, nu știu, pui mei, 32, 33, 34, naiba știi, bătrân. Și, de la o vârstă, să fiu eu sincer, eu nu m-aș mai arunca după minge, adică, vezi mingea aia că vine, bă, salarul meu de 140.000 de euro pe săptămână, mă arunc pentru aia, dar nu mai pușc așa tendința aia de ioi mingea, ca și un câine, și așa, gata, am sărit după aia, am prins, opa, Hagi, du-te, numărul 14 în pula mea, hai Hagi, damn, accident acolo cu Chiellini. Ia să vedem, poate îl mușc și eu, e umăr l-o mușca soarez, eu îl mușc, e cur. Ia să vedem, Hagi! Oh, bă, încă n-am bolt aia, lua oar naiba, n-am acel curve. Damn it! Oie pula mea, ce gol! Ce gol, Hagi! Altă exprimare mai corectă n-am putut găsi, să-mi bag piciorul. Incredibil, ce golazo, Hagi! Ai, mai vreau să văd încă o dată această fază, ia uitați-vă aici, BOOM!
bară gol. Uite ce șut. Ce perfecțiune, incredibil. Hagi gol, primul gol al lui Hagi la națională și mai exact la Euro. Nebunie, frate. Hagi duce România pe moment la Euro. Ia să vedem aici așa un stop frumos, superb. Hagi șută, dar apără Sirigu. De ce n-am continuat oare să fac scheme? M-am precipitat, m-a căcat o ptie cu strop în fața lui Sirigu și am zis să jut. Dar, na, oricum, pe moment încă conducem, ceea ce este genial, sau mai bine spus, genial. Ia să vedem acolo, o, Alexe, bun, către Borceanu, Borceanu către mine. Opa, Hagi, Hagi, bravo, ia. Ar fi fost o idee nebunească să fac așa un lob în poartă acolo, așa spre vinclu. Și aproape că era să intre, recunoașteți, era aproape să intre. Deci ideea a fost bunicică, doar că, na, tătuit că Hagi încă nu este așa de evoluat cum a fost în, să zicem așa, primul sezon înainte de RNGP. Ok? Dar oricum, eu nu parcă sunt mulțumit că am reînceput Hagiu, adică seria aceasta, așa zisă, cu RNGP. Că așa eu am pornit din România, asta îmi place cel mai mult, că eu am pornit ca român din România, de la, mă rog, CFR Cluj. Ce drept aș fi vrut să ajung la Steaua, dar na, am primit acea ofertă la West Ham, nimic de la Steaua, nimic de fapt pe România, pe general, ceea ce m-a surprins, adică, mă, nu-ți oferă Astra, nu-ți oferă o echipă de asta, mă, Dinamo, de ce nu Dinamo, Petrolul, bă, nicio echipă de asta în România nu mi-a oferit West Ham, apoi am zis, na, hai, asta e oportunitatea mea de a mă duce în exterior și am dus la Southampton. Ceea ce am văzut că unii dintre voi ați cam încurcat mixturile, nu numai eu greșesc, băieți, rușinică, este că mulți ați încurcat între Southampton și Sunderland. Deci sunt două echipe diferite. La Sunderland e Pantilimon. Eu tot timpul că și le mai încurc, dar rar, mai nou. Că tot timpul am o fază de asta. Sunderland egal Pantilimon, Southampton egal Gardoș. Deci așa să țineți minte, că avem doi români la echipele astea. Deci și eu, un român la, mă rog, doi români, două echipe. Un român, o echipă, whatever. Holy shit, încerc să fiu aici încă pe sârmă, să fiu atent. Oh, nu, offside! Oh, goddammit! Bun, grijă, Radu, ia-le bă pe Radu, bă, la națională, așa te vreau, mă, băiatule! Radu la națională! Opa, Kipciu intră în locul Maxim. Oi, 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 ce schimbare asta. În minutul 5-4, așa de repede îl scoateți pe Maxim. Bă, ești nebun, mă, Pițurcă, bă! Bă, Pițurcă, bă, tu ești nebun, îl scoți pe Maxim în minutul 5-4. Așa de repede. Bă, chiar, jocul chiar pare a națională dacă îl scoți așa de repede pe Maxim, care e un jucător beton, și îl pui pe Kipciu, da. Oh! 1-1 înscrie Immobile în poarta lui Silviu Lung. Nu știu ce l-au ales pe Silviu Lung, că Pantilimon și Tătărășanu erau mai buni. Silviu Lung e cumva zis așa un portar de rezervă după mie. E un portar cu gabarit imens, dar numai încă trebuie să mai evolueze. Sens gabarit ca și jucător de fotbal profesionist, în sens. Adică chiar poate omul ăla să devină ceva mare, adică ca și români, adică per moment portarul meu preferat din România odată ce Arlauschi s-a plecat, îi Silviu Lung de la Astra. Mă rog, per moment, cam din câte am înțeles, Steaua ar dori să-l readucă pe Felgheiraș înapoi, prin urmare Felgheiraș la Steaua și Felgheiraș number one la preferat la mine și Silviu Lung ajunge pe 2. Ai de pula mea! Bă, Silviu Lung, tu ne îngropi aici, mă! Ai de capul meu, bă, băiatule, bă, Silviu Lung, bă, gol de la Bonaventura, serios? Dar și culmea, atât în aceeași zonă, mă. Așa cea, mă, gol de la Bonaventura, bă, ai, 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 ai. Lungule, ai de capul meu, dar nu ești tu de vină, că, na, la overall-ul tău să joci împotriva unor atacanți și așa, na, Italie, este greu. Dar totuși, bă, Pițurcă, bă! Să pui tu pe Silviu Lung în poartă, în asemenea meci important, mă! Așa ceva! Deci am stat un pic și m-am gândit cine naiba este în echipa respectivă. Se pare că Nea Pițurcă a făcut niște mici schimbări, din câte se și bine vede Kipciu acolo în atac și l-a pus pe Budescu.
Dar totodată noi avem pe Bejan și Borceanu în mijloc. Și în apărare Grigore Gardoș. Noi, țin să zic că nu suntem în realitate, suntem în FIFA. În FIFA, Kirikes este de vreo 3 ori mai bun ca și Grigore. Și mijlocul cu Borceanu și Bejan, nu știu ce dracu caută Bejan la națională. Dar în puii mei, n-ai auzit și tu, bă, Pițurcă, de prepeliță, de... Aoleu, Alexe, bravo, bă, băiatule, un picuț mai jos, un picuț mai jos. Și era gol. Du-te, mă, îl scoți, mă, pe Hagi și-l pui pe Cășeru. Hai, că Cășeru, da, da, mă rog. Bă, vagabonz, mă, așa cea... Ia, bă, somul meciului. Man of the match la Euro. No, aia o să prindă bine. Bă, deci aia dacă mi l-a trecut în CV, adică în CV-ul meu de jucător, de fotbal profesionist. Bă, și ce bine prinde aia. Oi, oi, oi. Hai, mă, serios. Nu m-ați ales în match, în match-ul ăsta împotriva Portugaliei. Și-a mult puneți pe Chirică și Gardoș să-mi bag piciorul. Bă, Pițurcă, mă, așa ceva, mă. Da, și ne bate Portugalia cu gol Ronaldo și Nani. Nani, mă, că am pierdut iară. Dică aia, mă, bă, vagabonz, mă. Ia, un Southampton nu mă alege în match împotriva celor de la Aston Villa. Asta e iară nasol. Iară stăm, i-am... Da, știți voi, i-am ce, i-am pești pe uscat. Hai să vedem ce se mai întâmplă în acest campionat. De-abia aștept să fie acolo iarăși chestiile alea de transferuri, să mă transfer pe undeva unde să mă aprecieze. Bă, nu vin să cred că nu mă joacă ăștia. Dar ia, măcar îl joacă pe Gardoș. De-aia mă bucur că îl joacă pe Gardoș, e foarte frumos. Da, ai serios ăștia, nu mă aleg într-un match ceva, adică numai stau acei, i-am pic să sparg sămânță în tribune. Bă, eu sunt român, acei, bă, înțeleg, dar doar să stau în tribune, nici măcar banca de rezervă să sparg sămânță, mă disperă, mă. Ăsta e iarăși un lucru nasol aici la FIFA 15, FIFA 14 și cred că și 13. În FIFA 12-11 era mișto că tot timpul când... Când, cum să zic, erai așa la Bia Pro, tot timpul îți arăta aici așa ceva, o statistică, gen. Și îți scria, bă, tu dacă meri, tu dacă mai stai la noi, ia și joci bine, aia ai șansa să fii în primul 11. Apoi ai șansa să fii capitan. Bă, deci erai capitan la echipă că îți scria acolo una, două, că ai șanse să fii capitan. Era bestial, mă. Și după aceea la final, când vrei să te transferi, dacă vrei să te transferi, scria așa. Bă, te poți duce la, te poți duce la ăștia, o dat ofertă pentru tine, la ăștia vei fi rezervă. Te duci la Exulescu, acolo vei fi prim 11. Dacă te uiți, te duci în pula mea la echipa aia de căcate, te fac direct capitan. Bă, deci aia îmi plăcea la nebunie în FIFA-le alea, în, mă rog, jocurile alea FIFA mai vechi. Că îți dădea acel drept, acel lucru de a alege, ceea ce era bestial. Oricum, revenind la meci, avem aici un meci împotriva celor de la Southampton, interesant. Și nu știu ce s-a întâmplat la Southampton cu apărarea, de-au apărut niște băieți de 5-6, 5-7 în puii mei în apărare. Bă, nu știu ce se întâmplă aici. Bun, ia să vedem primul meu meci și este în deplasare la Southampton. Ba nu, stai că am mai jucat un meci, am mai jucat un meci, m-am uitat acolo, am un rețin. Că așa cred că m-am jucat încă un match la Southampton sau nu m-am jucat, nici nu știu, că am acolo one match played, one goal, dar cred că ăla e așa per total, adică meciul de la Euro, da, mai mult ca sigur așa e. Bun, oricum, ia să vedem ce vom face pentru acela de la Swansea, nu ne-ar strica o victorie sau cea de genul, clar nu ne-ar strica o victorie, adică când stric o victorie, să fim serioși. Oricum, hai să vedem Doaci, bravo, un stop frumos acolo, Age, trece mai departe de ăla, ai băga mea și Williams trec de 2, dar de-al treilea n-a fost cu noroc, din păcate. Oricum am trecut de 2, al treilea, asta este, chiar dacă al treilea este cu noroc, no, nu și la noi, opa, du-te Hagi, du-te, bravo, bravo, bun stop, trece și de-al doilea și șută Hagi, golato, Hagi, ce dribling am făcut acolo, cum am trecut de tăți și finalizarea aceea, bombă de bombă, două goluri Hagi în PPL, se pare că am mai jucat un match într-adevăr, deci am spus bine, deci am mai jucat un match în BPL, doar că n-am mai ținut eu minte. Și se pare că am, per moment, două goluri în Barclays Premier League, ceea ce este foarte șmecher. Și totodată, cum ziceam,
Damn! Față de FIFA-le alea mai vechi, FIFA-urile alea mai vechi. Acolo puteai să fii și rezervă, mă, stăteai pe bancă, te mai băgau ăștia minutul 70 și ceva, no, nu stăteai non-stop acolo în tribună și spărgeai semințe, fie ești titular, fie ești la sparge semințe, cum exprim eu mai nou, văd că. Deci, nasolă treaba, oricum, dacă ar combina băieții ăștia FIFA nou cu un pic de FIFA vechi, ar fi epic, plus niște chestii noi acolo, mă rog, EA Sports, ce dracu tău zic eu aici. Hopa, foarte fain acolo, Hagi, shoot, Hagi, gol! Gol, Hagi! Și îl îmbrățișează pe Tadic, nebunie totală aici, Hagi, i s-a oferit o șansă și uitați-vă ce face Hagi, mă, 2 goluri. 3 goluri pe total în BPL. Cred că și băieții de la Swansea, altfel nu îmi explic. Cred că au schimbat portarul lor oficial sau cea, n-a fost pe fază de denumire a lui, care este numele lui, deci nu știu pe moment. Dar cred că au pus cea portare rezervă sau cea genul cum. Da, eu așa multe goluri, dar hai să fim serioși. Sunt Hagi! Eu sunt Hagi! Și ați văzut ce dribbling-uri faini deja fac acolo, tăte cele, bă, valoare! Valoare de aia mare! Opa, așa, oh! Chichicea! Oh! Hai, mă, Richards! Ia ce fain a făcut pe ăla! Hagi fuge! Ce superb stop acolo! Hagi! Lo! Joy! Ce l-am ars! Ai de capul meu! Ce l-am ars! Dumnezeule, consig lui așa chiar, da, afară, mă, după meciul ăsta. Hai de capul meu, ducea, fătă, ia. Am făcut ăsta, m-am dus în spate, l-am făcut și pe portar așa, l-am atras, și după aceea, bum, și l-am mușcat. Oi, bă, arsură totală, Hagi, 4 goluri în BPL, deja am făcut un hat-trick. Bă, dacă nu mă lasă de-a mă încolo în echipă, adică după ce v-am făcut un hat-trick, să-mi bag piciorul că mă mut de la voi oricum posibil să mă mut, da? Dar totuși, cine știe, poate rămân și la Southampton, că totuși băieții buni mi oferă pase și de ce nu? Aș vrea iară să... O, Don! Pula mea, Don! Du-te, bă! Du-te, bă! Ce? Incredibil, Hagi! Nu cu valoarea mea plus de alu' Hagi. Este un argument de tare, de asta a fost un gol din nou, zic eu. Ai capul meu, cuie. Gata, prieten, cum ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, de goluri! 5 goluri, gata, nu mă mut din Barclays Premier League. Deci sezonul acesta, vă zic clar că nu mă mut din Barclays Premier League, rămân aici. De ce? Pentru că vreau să câștig gheata de aur sau cum zice așa, acea titulatură de number one striker, adică ce vorbesc eu în engleză aici, să fiu, mă, golgheterul Angliei, mă, deci îți dai seama, Hagi, iară, pentru a nu știa câta oară golgheterul Ligii Angliei, adică pentru a doua oară, că na, am reînceput seria. Damn, bă, deci în România n-a fost golgheter, ajung în Liga Angliei, fii atent, într-un match câte goluri am strâns, asta să mă ajute enorm. Dar aici e o chestie foarte interesantă, ceea ce am observat în FIFA câteodată. Sunt unii portari care sunt ca și ăsta un picuț mai slabi și după un timp deja de, dacă le dai anumite goluri, să zic două, deja parcă, cum să zic, e ca și un perete cu crăpături și așa, tot se strică, se farmă și apoi se distruge, gen. Păi, cam așa s-a întâmplat și aici cu Consigli, pur și simplu s-a dus, s-a distrus, Dumnezeule. Parcă și voi multe comentarii acolo că mulți nu mor crede că pui mei și că nu știu ce și că nu știu cum. Dar ați văzut, professional, deci ne jucăm cum trebuie, bă, băieți. Așa frumos, cu fainoșag, mă. Nebunie totală, mă bucur că Hagi în sfârșit a evoluat la capacitatea aia încât să dea goluri. Oricum, na, este împotriva lui Southampton, nici nu jucăm mâna lui Arsenal sau nu știu ce de asta cu portar șmecheri. Da, mă rog, Arsenal am l-a cumpărat pe Peter Cech, deci este oficială schema. Oricum, haideți să revenim la match și să vedem ce se va mai întâmpla. Oh, și Southampton au dat un gol aici. Oi, 1-4. Oricum, noi conducem cu un avantaj, zic eu, destul de mare. Adică foarte mare. Oricum, au dat și celălalt Southampton un gol frumos. Na,
Da, să se dea și un gol aici, ia. Oi, bravo, primul tău gol în... de ce m-ai schimbat? Da, l-au schimbat pe Agi, asta este. N-avem ce face. Oricum, cred că mai mult ca sigur am fost omul meciului. Am avut un scor de gen 9.5 sau ceva de genul. Damn, nebunie totală. Ia băieți ăștia au vrut să înscriu un gol și să am chestiile astea pentru respectivele meciuri, care au fost 4 meciuri. Dar ghiciți ce? Ei m-au lăsat doar un meci și mi-au pus statisticile și vedeți mă, Hagi a făcut treabă. Făcut treabă, mă. Da, mă. Oricum aici este un meci împotriva Suedei, este un meci de ăsta friendly match, din câte am observat, deci nu prea mă interesează meciul acesta friendly, plus că sunt picu supărat pe Naționala României că ne-am dus dracu iară, că de ce? Că nu l-ați ales pe Hagi în echipă și ați și făcut o echipă să-mi bag piciorul, e tărâsul curcilor, mă. Adică serios, Big Falvi. Bă, Big Falvi sau cine dracu era? Nu Big Falvi, mă, amui Bill Falvi. Vreau să zic ăla, mă, Bejan. Serios, mă, Bejan? Bejan? Să mor tu, Bejan? Incredible. Ia mai și cu Corea, iarăși un meci de ăsta de training. Jucăm cu echipa lui Deji, să mai bine spus cu echipa lui Quick aici, împotriva echipei naționale a lui Quick, Corea. Oricum și acesta va fi doar așa un sim. Chiar nu îmi pasă de meciurile acestea de, cum le zice, de friendly-uri. Dă-l încolo, dă-l încolo. Bun, aici o să avem un meci cu Stoke, fine. Și după aceea urmează cu Hull City, Manchester United și West Bromwich. Ok, interesant. Și văd că băieții în sfârșit m-au ales. Deci clar o să joc în meciul cu Stoke City. O să joc măcar așa jumătate de repriză. Și după aceea vedem noi ce și cum se mai întâmplă. Southampton pe moment pe locul 1 cu 15 puncte la egalitate cu Manchester City. Liverpool pe locul 3 cu 14. Norwich și Stoke pe locurile 4 și 5 cu 13 puncte. Wow, deci Stoke, stai un pic că Stoke atacă. S-ar putea să fie ceva. Foarte interesant. Everton și Arsenal în locuri de retrogradare. Ai de capul meu. Și Chelsea pe locul 17. Wow. Da, până se încălzesc echipele astea, că după aceea le văd în primele locuri. Oricum, hai să vedem top scorers. Numărul 1 este Jovetic cu 6 goluri. Pe locul numărul 2 suntem noi. Noi? Adică este Hagi. Hagi cu 5 goluri. 5 goluri, Hagi. Ai. Felicitări, Hagi, o nebunie de episod, aș putea spune eu, un așa internațional, un picuț, am dat-o așa pe România, badabim, badabum, am dat un gol, după aceea ne-o executat băieția și fiți atenți la fazele astea, din două meciuri jucate, 5 goluri, ai de capul meu. Oricum, Hagi este nebunia totală, el este number one, nu este ce... De comentat în acest lucru este clar, aș să vedem, pot să-l fac negru? Ia mă că pot să-l fac negru sau gri sau negru, negru mai degrabă. Kit așa tight să fie, în short sleeveless gloves. Ia mă, pot să-mi fac, să-mi pun în sfârșit de astea, mă, asta, da, mă. Bă, deci cât chiar am așteptat să am iarăși chestia asta. Pot să-l fac negru? Pot să-l fac negru, incredible, ble. Ia, negru și ăsta, așa îmi place să am jucători jișchi, luptători, K1. E așa, uaa, chichichan, uaa, barabim, barabum. Bun, aici se termină episodul, nu uitați să dați un like, subscribe și toate cele. Și, desigur, cu cât mai multe vizionare, cu atât mai repede apare următorul episod, da. Oricum, nu uitați, am 3 channel-e aici de lucrat, deci chill, relax. Apar videole, nu? Pun zilnic, pun câteodată și de 2 ori pe zi, deci chill, eu aplodez. Ok, deci, numai bine, oraș la gară, numai bine, bye-bye! Nu uitați like, subscribe și toate cele și share pe Facebook. We have your attention, please.